Polonia lansează un avertisment pentru NATO legat de gruparea Wagner. Se pare că mercenarii se mută pe flancul estic al alianței. Trupele paramilitare se află pe teritoriul bielorusă de mai multe săptămâni, timp în care s-au antrenat activ cu soldații președintelui Alexander Lukashenko. După ce insurecția armată a liderului Evgeni Prigojin a eșuat, iar trupele sale au fost nevoite să fie transferate în Belarus, Occidentul se teme că prezența Wagner la granițele NATO ar putea să destabilizeze alianța militară. Dzisiaj granice Polski i granice Litwy to są granice wolnego świata powstrzymującego napór przed despotią ze wschodu. Trzeba sobie to bardzo jasno powiedzieć, że właśnie na naszych granicach, na granicach litewskich, granicach polskich zatrzymują się najróżniejsze hybrydowe ataki, które obserwujemy od 2 lat. Declarația premierului Poloniei a avut loc la Gura Suwałki, o zonă de o importanță strategică deosebită atât pentru NATO, pentru că face legătura dintre Polonia și statele baltice, cât și pentru Rusia, deoarece ar putea face legătura cu Kaliningrad. Żeby zdestabilizować, żeby zasiać ferment, chaos, niepewność i jednocześnie pokazać słabość wschodniej flanki NATO wszystkim naszym partnerom w NATO. Analizele occidentale arată că aproximativ 4.000 de luptători Wagner se află staționați în Belarus. Mercenarii s-au antrenat activ cu soldații bieloruși și i-au instruit cu tehnici militare învățate pe câmpul de luptă. Recent, NATO a acuzat Belarusul că i-a încălcat spațiul aerian cu elicoptere militare. Încă de la începutul războiului din Ucraina, Minskul a permis Moscovei să folosească teritoriul țării drept rampă de lansare pentru invazia asupra Kievului. Chiar și așa, Belarus nu și-a angajat trupele în conflict.